Dacă miercuri seara România nu a avut probleme în fața Olandei, în partida de ieri de la Arad lucrurile au stat puțin altfel. Cu echipă schimbată aproape în totalitate față de ziua precedentă, tricolorele au avut o primă repriză excelentă, după care în partea a doua apărarea nu a mai funcționat. În prima repriză, elevele lui Gheorghe Tadic au controlat jocul și au mers la vestiare, având avantaj de 6 goluri, scor 18 la 12. În partea a doua, în teren au fost trimise jucătoarele tinere și foarte tinere, iar acest lucru s-a făcut simțit pe tabela de scor. Lipsa de experiență a fetelor noastre a făcut ca olandezele să reducă treptat din diferență și la final partida s-a terminat nedecis, scor 28 la 28. A fost un joc tipic pe ceea ce ne-am propus, am rulat toate cele 16 jucătoare, iar 11 din ele nu au jucat cu o zi înainte. În prima repriză a fost bine, după care în repriza secundă am făcut 6 schimbări. Fetele care au intrat s-au precipitat, s-a văzut faptul că au intrat fete fără experiență, dar acesta este rolul acestor meciuri, să creștem jucătoare. Nu am jucat pentru palmares, pentru rezultat am jucat cu o zi înainte. Tot ce pot să spun după aceste jocuri este că sunt mulțumit doar parțial, apărarea nu funcționează încă așa cum mi-aș dori. Naționala României își continuă pregătirile pentru campionatul european din Serbia la Oradea până la sfârșitul săptămânii, urmând a se reuni din nou pe 20 noiembrie la Timișoara.